Ar fi multe de spus. Chiar aș putea să scriu o carte. E o echipă mare, o echipă cu tradiție, o echipă la care chiar am venit și am crezut că pot să-mi realizez obiectivul. Contractul meu era pe un singur an. Îmi doream foarte mult promovarea și de aceea, dacă n-aș fi reușit acest lucru, nu știu care ar fi fost viitorul meu. Dar am crezut foarte mult, sincer. Și le mulțumesc și eu încă o dată tuturor sponsorilor. Știți mulți dintre voi foarte bine că și anul trecut ne-a fost greu, ați fost alături de noi. Important a fost că ați crezut și am depășit toate momentele dificile. În același timp, domnul primar a spus că are un abonament. Eu, la un moment dat, chiar am ieșit și poate am fost privit așa, un pic mai cu nesimpatie la ceea ce am declarat. Dar așteptările mele ar fi, mai ales acum la Liga 1, să nu vină, de fapt, toți cei care susțin această echipă, să vină la toate jocurile, nu numai la anumite jocuri, că avem nevoie de ei. Și asta înseamnă să iubești spiritul lui, asta înseamnă să îndrăgești această echipă, să fii alături de ea și de mere și de nu. Da? Și cam ăsta ar fi mesajul meu pentru toată lumea. Eu sunt sigur că eu, împreună cu cei din conducerea clubului și cei care reprezintă acest club, vom face tot posibilul să ne îndeplinim țeluri cât mai mărețe. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez o zi minunată!